toate florile doamne. Copii sănătoși la masă, florile mărunt, merișorul. Masa plină în tot anul, florile doamne. Așa să-ți ajute Domnul, florile mărunt, merișorul. Să ai minte în o gradă, florile doamne. Când te vânze în livadă, florile mărunt, merișorul. Să ai în pungă gălbiori, florile doamne. Când te paie sunt în crai, florile mărunt, merișorul. Să ai casa luminată, florile doamne. Copii sănătoși la masă, florile mărunt, merișorul. Masa plină în tot anul, florile doamne. Așa să-ți ajute Domnul, florile mărunt, merișorul. Gazdă bună de ai fată, florile doamne. Norocul să și-l găsească, florile mărunt, merișorul. Norul și domn din cer, darul de mila născut. Domnului și domn din cer, unde locul i-a plăcut. Domnului și domn din cer, la mulți ani cu sănătate, florile d'albe, mai bună decât toate florile d'albe. La mulți ani cu sănătate, florile d'albe, că-i mai bună decât toate. Scoală, scoală, gază bună, scoală, scoală, gază bună, zâure-te, 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 că te zâură, că va duce o corună, că va duce o corună, zâure-te, 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 că te zâură. E coruna lui Hristos, s-a dus în iraie jos. Zâure-te, zâure, zâure-te către zâmbăm. S-o lăsăm la voi în casă, s-o lăsăm la voi în casă. Zâure-te, zâure, zâure-te către zâmbăm. Gazdă sănătoasă, zâure-te, zâure, zâure-te către zâmbăt. Zâure-te, zâure, zâure-te către din strășină că pică straiele scumpe, ne strică boiare ruile.
μου τρέβω πότ κοβίτου ούι αλληλουιδέ. Ο πότ κοάμε δε αρτζίνου, ο πότ κοάμε δε αρτζίνου ούι αλληλουιδέ. Ο λιγκάν πελεγκά μάσα σαϊά σαρά ουνικάσα ουι αλληλουιλέ. Σαρεγκόιε μινελέ σαντριάσα καζελέ ουι αλληλουιλέ. Ραμιγκάσα toți la el se închinar, haide lui Domn, toți
venit ce-au venit. Aleluia lui Doamne, din apus și răsărit. Aleluia Domn. Aceste zile senine, aleluia lui Doamne, să le petreceți cu mine. Aleluia Domn. La mulți ani să aveți folos. Aleluia lui Doamne, de nașterea lui Hristos. Ce-ai, da? Hai, părinte! Părinte, haideți! Da? Cine? Aluia dat doar celor ce l-au ascultat și împărăția lui a dat doar celor ce l-au ascultat. Tare, tare! Azi miercuri, mâine joi, vine Domnul pe la noi, însă de văzut îl vede numai omul care crede. Însă de văzut îl vede numai omul care crede. Numai omul care știe că vecia nu-i pustie și găsește stăruință într-o cale de credință. Și găsește stăruință într-o cale de credință. Și postește și se închină și aprinde în prag lumină și se roagă la icoane și dă sfinților plocoane. Și se roagă la icoane și dă sfinților plocoane. Iar săracilor pomană din strânsura sa de mână, numai el se învrednicește când Iisus îi poruncește. Numai el se învrednicește când Iisus îi poruncește. Și întinde masă mare în ajun de sărbătoare, prin Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. Prin Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. Prin Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. Prin Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. Prin Crăciun creștin și răsune blând de clopoței, se aud venind pe drum. E sărbătoare și e când că-i seara lui Crăciun. Bim-bam! La peștera din Betleem Hristos ni s-a născut. Păstori și magi, îngeri sfinți venind l-au cunoscut. Bim-bam!
Și Maica s-ai cântat încet, încet să doarmă lin. Că-i Dumnezeu și Fiul preasfânt al Tatălui din cer, bim-bam. Dumnezeu, că am ajuns în acest an cu sănătate și ne bucurăm de acest praznic împărătesc al Trunchiușorului Iisus Hristos. Să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate. În primul rând îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că această mică obște destoinică ne-a vrăncit Dumnezeu an de an să vă bucurăm, să vă aducem acea bucurie în sufletelul vostru și cu siguranță, frățile voastre, voi toți copilașii, dați dovadă că sunteți și credincioși și ascultători de părinți, de profesori, de învățători. Ar fi un mare păcat ca să nu fie așa. Sper că cu toții v-ați spovedit, v-ați împărtășit cât de cât poate că a ținut post, atât timp cât aveți părinți credincioși, evlavioși, fiecare dintre voi știe ce înseamnă să vă spovediți, să vă împărtășiți, să fiți aproape de biserică, de părintele slujitor al bisericii și supuși și ascultători, fiindcă e pentru binele vostru această mare binecuvântare, atât timp cât sunteți credincioși și aveți frică de Dumnezeu, aveți și avem cu toții nevoie de mila lui Dumnezeu. Când îi cerim lui Dumnezeu și primim, trebuie să și mulțumim că am primit ceea ce am primit din darul, harul lui Dumnezeu. M-aș bucura să fie așa ca voi toți copilașii care sunteți credincioși și aproape de biserică să deveniți în viitor și în viață. De ce nu? Veți fi oameni mari, veți deveni oameni mari, atât timp cât veți avea, veți învăța la școală, veți asculta de învățătorii voștri, veți avea și un viitor frumos. Și părinții voștri o să se bucure cu voi, cu toți. Iată că noi, din Dealul Mare aici, la Mănăstirea Hadâmbu, sunt aproape 30 de ani copilași, de când s-a redeschis această frumoasă mănăstire, unde am ținut cu tot din adinsul să vă bucurăm an de an. În ajunul Crăciunului am găsit de cuvință bucuria duhovnicească, spirituală, odată cu nașterea Trunchiușorului Iisus Hristos, să aducem binecuvântare, bucurie, laudă lui Dumnezeu pentru toate și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a format această frumoasă rânduială și o cinstim așa cum se cuvine creștinește și mă străduiesc, nu ușor ne este să nu uitați astăzi, copilași, nu ne este ușor să facem față la atâta lume, că nu numai voi sunteți cei care sunteți sprijiniți, ne străduim cu puținul care le trimite Dumnezeu și ne bucură și ne binecuvintează și mă rog lui Dumnezeu și preacurate Maicii lui Dumnezeu să știți că an de an am mari emoții până la Crăciun să adun acel puțin să vă pot bucura. Și dacă îmi dați voie să mulțumesc celor cu suflet mare care an de an ne sprijină, în primul rând să-i mulțumesc în mod deosebit domnului primar de Ipatie, care deși are o comună destul de mare, tot timpul a fost alături de noi la aceste mari evenimente, nu numai la hramul mănăstirii, ci la ajutorul tuturor care ne ducem la nevoiași, la orfani, la văduve și la pachete care le facem în ajunul Crăciunului. Hristos Dumnezeu să-L țină sănătos toată familia domniei sale și în ultimul rând mulțumim domnului director Constantin Nechifor, firma Prestarea,
care a ajutat foarte mult, fratele Artemie Talmaciu, și la toți cei din fiii mei duhovnicești, și socia Gheorghe, și la alții care au contribuit, Bogdan Ion, Mătrescu Gheorghe, la pachetele care vă bucurăm pe voi astăzi. Aș dori singurul dar care să mi-l oferiți mie, să fiți bucuroși. Nu știu eu dacă părinții slujitori ai dumneavoastră știe mai bine dacă vă duceți la biserică la slujbă. Eu aici nu vă văd nici pe unul. Sper că părinții, cu siguranță avem părinți slujitori foarte buni, care spun eu din toată inima mea, vecinii mănăstirii, preoții slujitori, deși sunt încă tunii sărace, uitați laudă lui Dumnezeu cât de frumos vă formează. În primul rând, părintele Marius de la Bâcu, cu acest cor care a devenit recunoscut în România. 2 CD-uri scoase sau 3. Părinte, să vă dea Dumnezeu sănătate, într-adevăr dați dovadă de un bun slujitor. Preacucenicul părinte Andrei, care este fiul locului, a slujit câțiva anișori aici. Dovadă de bun slujitor, sola lui Dumnezeu, și cât de frumos a format acești pruncușori. N-am cuvinte, preacucenicul părinte Andrei, și nu știu cât am să vă mulțumesc când de ajuns să pot să vă mulțumesc pentru ceea ce faci, în primul rând, că mă mulțumiți pe mine, că într-adevăr ați pornit de aici, dar dați dovadă cu adevărat că a slujit atât de frumos și aici și acolo unde v-a pus Dumnezeu să slujiți, în acea comunitate. Putem spune un cătun, că nu vă este ușor, dar acești copii minunați care vă ascultă și credincioase, că văd că aveți credincioase de parohie, care pentru mine este ceva unicat, să spunem așa, să alături de pruncușori și gospodinii care sunt aici într-un costum național atât de plăcut și frumos, până și sfinția voastră se vede că sunteți un bun român, uitându-mă la bondița tradițională, care este cusută tot de o credincioasă din parohia sfinției voastre. Vă fericit, preacucenici părinte, și toți copilașii să fiți ascultători, că aveți ce învăța de la acest părinte drag sufletului meu. Și în ultimul rând, mulțumim dumneavoastră, dar aș avea să mulțumesc și să aplaudați pentru cine am să mulțumesc. Fiindcă datorită frăției sale se fac foarte multe fapte bune. În primul rând, ceea ce face astăzi, ceea ce face an de an, știți prea bine, noi mergem împreună și la cei sărmani, și la nevoiași, și la copii, peste tot, tot împreună. Și așa, frăție voastre, ați avut o serbare foarte frumoasă datorită fratelui Constantin, fiindcă ați văzut și corul de la Nectarios, care ne-a încântat cu frumoase colinde, apoi Bâcu, părintele mare, părintele Andrei, și vă mulțumesc tuturor cu îngăduința fratelui Constantin, domnul reporter la ziarul Lumina, și voi trebuie să cântați un colind, ca să nu spuneți că am fost la mănăstire și părintele stare să ne-a pus să colindăm și noi acolo un colind. Nu mult, ca să nu vă fie fric, să terminăm mai repede, vă mulțumim. Vă urez și vă doresc din suflet sărbători frumoase, cu bucurie, liniștite, și să fiți cumințeți, să ascultați de părinți. Rugămintea mea, colinda, doar astăzi veți veni cu steaua, cu semănatul și cu uratul.